În seara zilei de 8 noiembrie, copilul meu a fost agresat de tatălui, bătut, destul de crunt, după părerea mea. Copilul a reușit să mă anunțe, eu îl sunasem pe copil, dar tatăl nu mi-a permis să vorbesc cu el și, din fericire, i-am dat eu copilului un telefon de care tatăl nu știa și așa s-a putut copilul să-mi ceară ajutorul și să îmi trimită mesaje de să-l ajut, că doare, că se simte rău. Și în felul acesta am reușit să știu ce s-a întâmplat. De ce l-a bătut? Nu mi-a spus copilul atunci în mesaje, nu mi-a scris de ce l-a bătut. Vorbisem cu tatăl înainte și mi-a spus că a aflat în seara respectivă că copilul a luat două note proaste, un 6 la istorie și un 7 la latină. Și din cauza aceasta, da, el mi-a interzis să-l sun pe copil, mi-a spus două săptămâni n-o să vorbești cu copilul. Dar de ce nu a motivat? Că este pedepsit copilul și nu are voie să vorbească cu mama. Și eu, bineînțeles că m-am opus și am spus că nu este normal eu să nu fiu în contact cu copilul meu. Noi vorbim zilnic și nu este absolut deloc normal să nu pot vorbi cu el. Nu? Deci imediat mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. De precizat este faptul că ordinul de protecție provizoriu a fost emis de către polițiști la data de 11 noiembrie, întrucât pentru aceștia era prioritară starea de sănătate a copilului, cât și efectuarea tuturor investigațiilor medicale, pentru ca la finalul acestora să poată fi audiat în prezența unui părinte, unui asistent din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cât și în prezența unui avocat. Este un caz dureros. Colegii din cadrul Serviciului de Prevenție și Intervenție în regim de urgență, acționând imediat ce au fost contactați și sesizați cu privire la acest caz de către mama copilului. Copilul este în prezent la mamă. A fost demarată o anchetă în cadrul DGSPC Timiș, iar copilului se va propune includerea într-un program de consiliere psihologică foarte necesară de altfel în această situație.